Tot mă întreabă anumiți colegi care probabil că vor să se bage în seamă cu mine și nu știu cum. Mă întreabă despre vremea de Crăciun. Bă, mă rog, și-am mai ajuns să le răspund. Păi, dar cine sunt eu, domne? Magda Pălimarius? Mă întrebați așa de vremea de Crăciun? Hai pe bune! Dar mă rog, mai bine despre vreme, dar și despre planurile de Crăciun să ne vorbească chiar ea. Pentru că, de fapt, toate întrebările astea erau ca să ajungă la ea, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Magda Pălimariu! Palamachia, palamachia, bagă Iulica! Iulica! Bravo, Magda, îți mulțumesc! Îți mulțumesc, stai să te pup! Mulțumesc mult de tot! Bă, e bună, Magda, dansează senzațional! Chiar ești senzațională, bravo! Vai, mulțumesc! Bă, ești foarte bună, deci se vede că faci cursurile alea de dans cu Cioc. Da. Cu Cioc mai faci cu el, nu? Din când în când. Haide să stăm mai aproape totuși, Magda, care cunoaștem de ceva vreme și n-aș vrea să fie această distanță. Uite, între noi. Uite că au ieșit, ce-a ieșit? Cablul ăsta de la lavalier. Cine s-a ocupat, plantă? Da. Dar nu e el de vină, e de vină dansul. Dansul, exact. Magda, arăți trăznet. Vai, mulțumesc! Da, de fapt nu mai ai nicio... Te mai surprinde chestia asta acum serios, când zic eu că arăți trăznet? Trăznet, te refer la fenomene meteo... Nu, mă refer că tu ești un fenomen. Că nu vin fenomene meteo de genul ăsta, dar să știi că vin ninsori. Când? Din această noapte. Hai mă, iar ninge. O să ningă foarte tare. Aoleu. Și când spun asta, vorbesc foarte serios. Păi nu, eu bol. Mă pregătesc de schi și de-aia am venit așa mai sport. Asta e, mă, cine poate, poate. Dar nu în weekendul ăsta, că în weekendul ăsta sunt la muncă. O să mă vadă toți telespectatorii noștri, pentru că o să-i țin la curent cu toate veștile despre vreme. Am o rugăminte, ții minte ce ți-am spus, mesaj de la tatăl meu de la Târgu Jiu și pentru toți locuitorii din așa, zona Gorjului. Da. Să nu mai stai pur și simplu, nu văd harta, pentru că tu stai acolo. Da, și eu am zis că mă mut în funcție de ceea ce am de arătat. Că dacă vorbesc despre sud-vest, stau pe sud-est, dacă vorbesc despre invers, stau pe partea cealaltă a hărții. Ei erau atenți să vadă acolo ce se întâmplă în gorji, în asta, și nu puteau să vadă. Reveni, Magda. Deci la noapte ninge? La noapte o să ningă, o să înceapă să ningă foarte tare. Și avem în București? Și în București. Mâine, în schimb, în București, ninsoarea se va transforma la poviță. Așadar, mare atenție, pentru că se va depune polei. Fiind temperaturile totuși scăzute, se va depune polei, dar cel mai tare va ninge în sud-vestul țării, unde se va depune un strat consistent de zăpadă în acest weekend și problema este că vântul va sufla foarte tare, așadar va ninge biscolit, ceea ce știi și tu, știm cu toții ce înseamnă. Păi și vara când vine? Vara, mai avem puțin de așteptat. Mai avem un pic, da? Și deci săptămâna viitoare cum o să fie? Cu zăpadă? Cu lapoviță? Acum numai așa. Hai să nu ne aruncăm totuși până acolo, pentru că avem de trecut peste weekendul ăsta, care este destul de dificil. Și foarte multă ceață. Foarte multă ceață? Da, în ultima perioadă. Aș spune mai mult burnița asta amestecată cu negură. Da, mă rog, noi o denumim altfel. Acum eu vedeam ceață, dar într-adevăr cred că e burniță. Că am găsit. Nori de joasă altitudine, de fapt. Dar pe mine mă stresează. Și norii de joasă altitudine dau senzația, fac o atmosferă așa. Exact, pe mine mă apasă. Și pe mine, dar ce să facem? Așteptăm vara. Ne bucurăm deocamdată. Păi da, Grecia. Bagă Iulica ceva grecesc, te rog frumos, pentru doamna Magda din partea mea. Iulica ceva grecesc, poți să bagi aia. Opa, opa, opa. Și ne gândim la litoral. Planta, auzi, bă, băgăm de Grecia tocmai ceva. Tocmai de aia, ca să uităm de vremea asta de afară. Planta, băgăm ceva grecesc. Te rog frumos, vorbește cu Iulica la Iulica YouTube să băgăm grecesc. Și totuși de sărbători ce faci, Magda? De sărbători, de Crăciun și de pe Instagram, presupun. O să mai postez și acolo, o să-i țin la curent. Pe Instagram ăla, deci oameni buni, eu vă zic, intrați pe Magda Pălimariu pe Instagram. Dați-i like pentru că vă surprinde când sunteți un pic mai posomorâți și mai triști cu o poză așa veselă încât vă revine moralul, credeți-mă. Da, păi uite, am să fac în continuare treaba asta. Mie-mi place când faci pozele din dressing.
Din dressing unde ești, de la televiziune? Exact. Adică înainte eu te urmăresc, să intru în studio. Tac, da. Tac, tac. Ca să știe oamenii că urmează vremea. Da, să încerc să le faci și 3D ca să poți să le învârt eu așa. Să le mai rotesc. Da. De Crăciun o să plec cu prietenii la munte, câteva zile la schi. Prietenii și sunt perechi sau stai dacă că vreau să detaliem? Apuc, dacă o să apucăm să plecăm și la Londra, asta decidem zilele acestea, mâine sau poimâine, pentru că vreau să profit foarte mult de aceste zile libere pe care le am, pentru că după aia mă întorc la muncă. Ca de obicei, de Revelion, voi fi aici cu toți colegii noștri. Da. Da, întrebarea mea e un pic, aș vrea să rămânem la subiectul plec cu prietenii la munte. Da. Câți băieți sunt în grup? Nu i-am numărat. Hai de Magda. Și nici pe fete nu le-am facem numărat. Facem recensământul. Nu. Dacă întragi linie, este unul cu una, unul cu una, unul cu una, unul cu una? Cred că da. Ce apare în dreptul lui Magdei? E o curiozitate plantă. Este. Este. Ce? O curiozitate. Și rămâne tot o curiozitate, nu? Și eu am curiozitățile mele. Exact. Dar nu întotdeauna aflu ce mă interesează. Am văzut că Busu s-a întors și el, a fost în redacție și a fost și în da, și studio vizitat, și ne bucurăm și foarte ne-am tare pentru el, că e foarte bine. Și abia așteptăm și pe Busu din nou aici la noi pe canapea. Te așteptăm, Busu, pentru să vină apoi. Pentru că a trecut prin momente dificile, exact, și ne bucurăm, și ne că, bucurăm e că e foarte bine și îl așteptăm din ianuarie cu mare drag. Pentru că tuturor ne e dor de el. Foarte. Și toată lumea. Și le mulțumesc tuturor care mi-au trimis pentru Busu pe toate rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram. În acea perioadă toate mesajele erau pentru Busu, de încurajare, de foarte însănătoșire frumos, și că se rugau pentru el și vă mulțumesc din suflet pentru treaba asta. Cred că și energia bună a oamenilor ajută foarte mult în momentele acestea. Și atunci îți dai seama cât de mult te iubesc oamenii în momentele alea. Sperăm că nu trebuie să ajungem în momentele alea să ne dăm seama. E că adevărat, Doamne ferește, pentru că ferește. Sunt cele mai grele momente prin care poate trece un om în viața asta, dar totul e bine când se termină cu bine. Adică săptămâna viitoare pleci în vacanță? Nu ne mai vedem până la finalul săptămânii viitoare. Ne mai vedem, cum să dacă nu oricum suntem... te caut pe Instagram. Căutați-o și voi, Magda Pălimariu pe Instagram. Iulica, dacă nu bagi o grecească acum, nici nu mai știu ce să fac. Numai un pic să vedem, domnul Iulică, vă rog frumos, haideți cu ea! Cu grecească, hai mă, Iulică, nu se poate, stați dacă un pic, nu avem vine, atunci ceva, o colindă mai de Crăciun, pic, dacă nu. Mai colindă grecească, palamachia, palamachia, hai Iulică, hai Iulică, hai Iulică, Iulică, tiup. E greu să scrii în grecește. Nu, da, exact. Și atunci e hai Iulică, dai că dacă complicat. Nu bag eu de la telefon, hai Iulică, cam aici un moment de dans, hai Iulică. Da. Până atunci nu te las. Magda, da, astăzi ai fost la sala de sport? Nu, dar urmează să mă antrenez puțin pentru că nu o să-mi fie ușor la schi. Da, asta e, să ai grijă, da? Da, neapărat. Te rog frumos să nu te rănești și să faci fotografii și te mai așteptăm, da? Da. Iulica, hai! Palamachia, palamachia. S-a blocat... Iulica, că am tras și de timp să băgăm palamachia, mă. Asta e, bravo! Ai băgat bluz, ce asta? E ceva bluz, da. Michael Jackson, după cum începe. Păi hai să te văd. Dacă e Michael Jackson, dansezi doar tu. Ia fi atente. Doamnelor și domnilor. Ia uzi, băi! Cleopatra slapăc și smile. Ia-ți, Magda, Cleopatra! Ia uzi, plantă! Perfect, Iulica, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Magda, îți mulțumim! Ea este Magda Pălimariu. Mulțumim, Magda! Mulțumesc și eu! Și distracție plăcută la mult! Sărbătoare fericite, Doamne. Și ne vedem la meteo! Ne vedem la meteo! Ne mințim ca la meteo!